deschidem serviciul divin cu imnul 321, din Cerul Slăvit. Pentru ca să ajungă la una dintre slujbele sale, Nurbul Amat trebuie să călătorească 3 zile doar dus, când două călătoria poate dura până la 7 zile. Lama este unul dintre cei mai recenți producători de Radio Mondial Adventist. El locuiește în Tibet, o regiune muntoasă din China, care nu are nicio biserică adventistă de ziua 7-a și foarte puțin membri adventiști. El primește programe radio de la producătorii experimentați de la Radio Mondial din regiunea vecină la Pal, pe care le traduce de mână și le contextualizează pentru tibetani. Pentru ca să-și înregistreze programele, trebuie să călătorească până la Radio Mondial din Nepal, o călătorie epuizantă care implică un drum lung de acasă până la
autobuzul, mersul pe jos timp de o zi până la granița cu Nepalul și un drum de o zi cu autobuzul până în Kathmandu. Vocea lui Lama poate fi auzită de-a lungul întregului Tibet, precum și în țările apropiate printr-unul dintre cele mai bune semnale de unde scurte din tot programul Radio Mondial. Ascultătorii din întreaga lume pot de asemenea să acceseze programele pe internet, nu numai în limba tibetană, ci în aproape toate limbile în care emite Radio Mondial. Apel. Darurile pe care le oferim astăzi vor ajuta Radio Mondial Adventist să transmită în continuare și să ducă speranța celor care poate că nu ar auzi niciodată numele lui Iisus de altă cale. Vă mulțumim pentru susținerea generoasă. Colecția din acest sabat este destinată astrodității Radio Mondial. Urmează strângerea de daruri și zecime. Să-mi gândesc pe toți cei care au dat în toată lumea și să vină.
unul dintre grupurile evanghelice de muzicire, un grup de gospel, are un cântec, care de fapt o narație. Vasul acestui batet bărbătesc povestește cum în copilărie îi plăcea să audă strigătul mamei lui, care îl chema la masă, la cină. George, vino că masa este pregătită. Și el povestește că fiecare cină a construit în memoria lui, în credința lui, pregătirea pentru cina veșnică, cina împărăției. Suntem aici ca să ne hrănim sufletește. Și avem nevoie de o hrană consistentă care să ajute sufletul nostru să supraviețuiască în condițiile vitrege ale păcatului. Pentru momentul acesta vă invit ca să deschidem Evanghelia în a doua carte a Împăraților, capitolul 4, și să citim câteva versete pe care împărțirea noastră, împărția lui Dumnezeu, o intitulează Moartea Noară. Dacă ați găsit, pagina 393, pentru cine folosește și paginația, să citim. Elisei s-a întors la Gilgal și în țară bântuia o foamete, pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis muncitorului său: pune oala cea mare și fierbe ociorul pentru copii, pentru fiii prorocilor. Unul dintre ei a ieșit pe când să culeagă verdețuri, a găsit vița sălbatică și a cules din ea cu culețe sălbatice până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucății noara cu ciorbă, căci nu recunoștea, a dat oamenilor acelora să mănânce. Dar cum au mâncat din ciorbă, au strigat: omul a lui Dumnezeu, moartea este noară, și nu au putut să mănânce. Elisei a zis: luați făina. A luat făină noală și a zis: dă oamenilor aceștia să mănânce. Și nu era nimic vătămător în oală. Probabil că ați văzut o mulțime de discuții pe tema alimentației. Dacă deschideți televizorul, veți auzi unul dintre subiectele la modă, la zi. Cartea de carne. Și nu este singurul subiect. O mulțime de teme de genul acesta umplu spectrul informațional al zilelor noastre. Da. E important ce mâncăm. În jurul locului unde noi locuim, s-au ridicat câteva magazine de cartier. Și am avut impresia că suntem foarte binecuvântați, în sensul propriu al cuvântului, cu magazine la discreție, de unde poți să îți alegi și hrană. Niciunul dintre magazinele acestea nu vând altceva decât alimente. Și din asta a întrebat așteptările noastre, nu ne mai așteptam ca să apară un magazin mai mare și a apărut încă un magazin, și acesta un magazin foarte mare, un Oșan, și Oșanul are 90%, mai mult de 90%, tot alimente. Și m-am întrebat de ce? Pentru că oamenii au nevoie de hrană, au nevoie de alimente. Trebuie să pui ceva pe masă. Biserica este tot ca un magazin. Venim la biserică și așteptăm ca să se pună ceva pe masă. Să ne hrănim sufletești. Nu suntem adepții alimentației săptămânale. Avem un plan
de hrănirea sufletului nostru zilnic. Am fost la o grupă de oameni din în vârstă, maturi, și am văzut că aveau temele foarte bine făcute. N-am așteptat ca măcar la una dintre întrebările acelea să dau și eu răspunsul. N-a fost nevoie să o fac. Pentru că surorile și frații știau toate răspunsurile. Se întâmplă la toate grupele lucrul acesta? La grupa la care am fost eu astăzi, fiecare dintre cei care erau acolo știau răspunsurile. Iar asta îmi spune ceva despre exercițiul acesta pe care noi îl facem în fiecare zi ca să ne luăm porția de hrană. Este foarte important ca să așezăm zilnic pe masă ceva. Însă, sabatul așteptăm ca să fie ceva special. Să avem o mâncare deosebită pentru sufletele noastre. Când mi-am organizat gândurile, mi-am amintit de perioada copilăriei, când mama pentru sabat pregătea ceva special. Familia noastră se aduna în sabat în jurul mesei, așa cum nu reușea să o facă niciodată în timpul săptămânii. Pasajul acesta vorbește despre hrană. Omul lui Dumnezeu, Elisei, merge la Gilgal. Iar acolo era secetă. Secetă mare. Iar seceta produce foame. Când n-ai mâncare, îți dorești să ai. Cu cât nu ai, cu atât mai mult ți-ai dori hrană. Se poate astăzi cu atâtea magazine. La propriu și la impropriu. Să fie secetă? Se poate să plămânzim? Pasajul acesta ridică câteva probleme foarte importante. La Gilgal era secetă. Era foame. Și omul lui Dumnezeu vine și oamenii se așează în fața lui. Ședeau înaintea lui. Prima subliniere pe care vreau să o fac este că ține de relații. Încearcă să ne arate cât de important este ca noi să relaționăm. Iar relaționarea să fie una sănătoasă. În vremea Bibliei, în vremurile vechi, oamenii învățau unii de la alții. Iar cei care aveau mai multă experiență, cei care acumulau mai mult, oamenii aceștia erau obligați, erau datori ca să ofere celorlalți. Domnul Hristos ajunge în Betania. Și este găzduit de Lazar și de surorile lui. Evanghelistul Luca subliniază așa aproape întreagă că una dintre surorile lui Lazar era foarte preocupată cu mâncarea pentru trup. Însă cealaltă, Maria, era la picioarele Domnului Hristos. Ce vrea să spună Evanghelia atunci când subliniază faptul că Maria sta la picioarele Domnului Hristos? Ce făcea cineva care poposea, care petrecea timpul la picioarele celuilalt? El era preocupat pentru hrana spirituală. Faptele Apostolilor vorbesc despre relația dintre Pavel, dintre Saul și Gamaliel. Și doctorul Luca, cel care a scris Faptele Apostolilor, spune că Pavel, Saul, a învățat la picioarele lui Gamaliel. Ce înseamnă să înveți? Care este primul lucru care, de la care trebuie să pornească cineva care vrea să înveți? Ești conștient că ai nevoie să înveți. Încerci să te obișnuiești cu gândul că cineva poate să-ți transmită ceva. E pregătit ca să-ți dea o hrană. Iar tu ai nevoie de hrana aceea. Gândiți-vă că Pavel, Saul, înainte de
renaștere spirituală, pornea de la premiza aceasta sănătoasă. Am nevoie de hrana lui Gamaliel. Gamaliel este mai înțelept, este mai pregătit decât mine pentru a produce hrană. Și Saul, tânărul acesta, a stat timp îndelungat la picioarele lui Gamaliel și a învățat. Asta înseamnă să fii conștient, să cultivi gândul că ai nevoie de hrană, să recunoști nevoia aceasta. Iar în momentul în care recunoști asta, apare o relație în care cineva are autoritatea să-ți ofere hrana aceasta. Îi dai autoritatea ca să-ți transmită hrana. Sabatul este o ocazie în care noi oferim, acredităm anumite persoane ca să dea hrană. Săptămâna aceasta, când studiam cuvântul acesta, mă gândeam la sabatele când eu vin aici. Din rei, trebuie săptămâni, vin aici. Care sunt așteptările dumneavoastră? Vine fratele pastor. O să fie un ghiveci, o să desfacă conserva și ne spune trei vorbe ca să se termine ora, ne uităm noi la aceasta ca disperați. Nu. Deci ar fi copilărește să gândesc așa. În momentul în care noi venim aici, ne așteptăm ca să fie hrană de calitate. Vine pastorul, că vine altcineva, vine de la conferință, vine de la uniune, a venit de la diviziune fratele Benini. Așteptările noastre au fost mari. Vine în fața noastră cineva cu experiență sau un tânăr care a fost programat ca să vorbească. Noi ne gândim foarte serios cum să ne hrănim sufletește. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului lui: pune coala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Pune coala cea mare. Ceea ce spune Elisei îmi transmite mie câteva gânduri importante. În primul rând, toți am nevoie de hrană. Toți. Elisei transmite un mesaj de echilibru între nevoile materiale și nevoile spirituale. În momentul în care el a ajuns la Gilgal, fiii prorocilor au venit și ședeau înaintea lui. Însă Elisei spune, hai să ne ocupăm și de hrana materială. E nevoie și de așa ceva. Când Domnul Hristos a stat de vorbă cu ucenicii și cu ascultătorii lui pe muntele fericirilor, amintiți? El le-a spus, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui. Da. Și celelalte lucruri vi se vor da de deasupra. E nevoie de un asemenea echilibru. Sabatul este ocazia în care noi, familia, să ne adunăm la masă împreună. Însă este și ocazia spirituală în care Cuvântul lui Dumnezeu trebuie vestit și sufletul nostru să primească o hrană de calitate. În momentul acesta putem să subliniem cu multă insistență și cu pertinență adevărul că în sabatul este ocazia în care sufletele noastre se hrănesc bine. De aceea, cred că fiecare dintre noi, cei care avem o anumită provocare în domeniul acesta, trebuie să simțim responsabilitatea pe care o avem. Școala de sabat trebuie să producă hrană de calitate. Instructorul școlii de sabat trebuie să se pregătească serios, să se gândească că va avea în fața lui, pentru 40-45 de minute, niște oameni care au așteptări. Niște oameni care se așează în fața lui și care așteaptă ca să se hrănească sufletește. Pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Predica. Nu știu că
Spune câteva lucruri din amintire, povestim tot felul de lucruri. Nu. Ocazia aceasta de predicare este ocazia în care Cuvântul lui Dumnezeu trebuie vestit. Îmi spunea cineva de curând, nu știm ce să mai facem. Nu mai avem vorbitori. Ce să facem? Și îmi cerea niște casete, niște CD-uri ca să se hrănească. Și a spus, puneți Cuvântul. Luați Biblia. Luați mărturiile, luați cărțile Ellen White. Deschideți și citiți. Hrăniți-vă. E foarte important să găsim sursa unei hrane sănătoase. Sabatul este ocazia în care trebuie să punem oara cea mare. Oamenii așteaptă hrană bună, de calitate. 1 dintre ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri, a găsit viță sălbatică și a cules din ea cu bucățe sălbatice până și-a umplut haine. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți, în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Au dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorbă aceasta, au strigat, omule lui Dumnezeu, moartea este în oală și nu au putut să mănânce. Când a citit pasajul acesta ultima dată, a avut o întrebare în mintea. De ce, în momentul acela, a trebuit să pui curcubețe sălbatice, să pui tot felul de alte verdețuri pe care nu le cunoșteai, când era făină? De ce să folosești burmienile sălbatice dacă este făină? Există mare pericol când este vorba de hrană în perioada aceasta. Mare pericol. Sunt o mulțime de căi, de variante de hrănire. Aud din ce în ce mai des oameni care spun, am ascultat o predică. Am ascultat o predică. Și în predica aceea am auzit o idee. Nu este rău să ascultăm o predică. Dar trebuie să știm care este sursa, de ce calitate este informația pe care o primim noi. Oamenii aceștia aveau făină. Nu foloseau făină. Au uitat, au neglijat că aveau făină și se duc la bulieri. Internetul este plin de asemenea. Tot felul de variante în care apare Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Evangheliei. Foamea nu se potolește cu orice fel de hrană. E posibil ca după predica aceasta să plecați mai frămânzi decât ați venit. Cel care vorbește are responsabilitatea sacră să ofere Cuvântul, să ofere hrană de calitate. Știți ce face aparatul acela? Ăla care se uită la mine. Știți ce face? Prinde ideea și o transmite mai departe. Și acum vă întreb. Tot ce transmitem nu este hrană de calitate? Ce spuneți? Mai nu dacă nu transmite hrană de calitate. Fraților, nu ne jucăm. Avem datoria, în momentul în care am pus aparatul acela, o datorie plus de a transmite hrană de calitate. Acum câteva luni de zile trecea cineva pe aici. N-a venit niciodată aici. Și nu știu în ce discuție, cu cineva de la noi din curte, îmi spunea, și transmiteți și la 11?
probabil intră dincolo. Și persoana aceasta are nevoie să se hrănească. Vreau să fac câteva sublinieri. În primul rând, ce nu gustăm noi înșine, pentru noi, poate deveni o atrăgător pentru ceilalți. Elisei spune, dă oamenilor să mănânce. Fiii prorocilor au dreptul să mănânce. Și cineva se duce repede pe câmp și adună curcubețe. Ca să arăt sălbatici. Îi taie repede moară, moara cea mare, fierb ciorba și dintr-o dată, în momentul în care trebuie să le guste, oamenii strigă. Necurat. Otravă. Moartea este moară. Ceea ce nu cunoști, nu da la alții. Este prima regulă pe care o subliniez din pasajul acesta. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți, în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Parcă n-a dins. Ați înțeles? Nu le cunoștea. Și tocmai pentru că nu le cunoștea, le-a pus în oala cu ciorbă. E una dintre cele mai importante lecții ale pregătirii hranei. Când ceva nu cunoști, nu da la altcineva. Pentru că ar putea să devină letal. Să ucidă. Lucrurile care par sănătoase, nu întotdeauna sunt sănătoase. Pare carne de vită. Pe carne de cal. Nu pare carne de vită. Mi-a dat cineva o carte săptămâna aceasta, cred că săptămâna aceasta, mi-a dat o carte și mi-a spus să citești pe lumea ta. Care e părerea lui Dan? Și mi-a spus, eu nu știu ce le-a dat. Dar vreau să văd care e părerea Dumitale. Pentru că mă gândesc că s-ar putea să fie ceva așa. Am citit-o de două ori. Dar după ce am citit-o de două ori, am văzut că pe una dintre pagini avea o idee ascunsă. Care nu e deloc fericită. Satana știe cum să aranjeze în adevărul și să-l ambaleze, să-l amestece printre adevărul. Lucrurile pe care nu le cunoaștem, pe care nu le stăpânim, nu trebuie să le folosim. Putem vorbi despre teologie, multă teologie. Multă teologie. Lumea creștină, în perioada aceasta, este supra-saturată, este cucerită, asaltată de teologie. Discuții, materiale care circulă. Săptămânile trecute, nu știu când, am încercat să citesc ceva. Mi-a recomandat cineva să intru pe un blog. Peste tot, o mulțime de ferestre și peste tot, numai idei teologice evocate. Multă teologie. Cui folosește? Au nevoie din ei de teologie? Îi hrănește pe cei în vârstă? Uneori nu știm. Ceea ce nu știm trebuie să-L oferim. Dacă ceva nu ne-a făcut nouă bine, trebuie să avem grijă să nu dăm celorlalți. Până n-am verificat pe noi. Ce nu vine dintr-o sursă pe care o cunoaștem, nu este bine pentru noi. Pentru că asta s-ar putea să devină ucigător în timp. A doua subliniere pe care o face pasajul. Vorbim aici despre hrană sălbatică. Culeasă în împrejurări de forță majoră. Este nevoie de o relație bună între persoana care culege și hrana pe care o culege. Vreau să vă dau niște variante. Hrana impecabilă. Dar omul rău.
Hrana este bună. Oamenii vor fi săturați? Imaginați-vă, dau așa. Nu știu acum un exemplu. Dar vă gândesc. La un om care frecvent calcă pământul la șaptea. Și oamenii știu că este un păzitor al poruncii a șaptea și al celorlalte porunci. Și propune vecinilor lui să țină un curs biblic cu ei. Ei vor primi hrana? Pentru oameni e important cine transmite un mesaj. E important ce face și cum se raportează la mesajul acela celor care aduce hrana. Trebuie să avem grijă. Sau putem să spunem altfel. Omul este foarte bun, integru, dar hrana nu e de calitate. E curcubețe. Ajută pe cineva? Soluția este doar una. Un om pocăit, un om al lui Dumnezeu, cu o hrană din partea lui Dumnezeu. Asta este soluția. Și mă apropii de concluzia cea mai importantă. Deci, singura binecuvântare pe care putem să o oferim oamenilor este o hrană de calitate. Încerc puțin să integrez solia noastră în soliile oamenilor din jurul nostru. Uitați-vă la mijloacele de informare în masă. Ce hrană oferă? Veniți-vă la posturile de televiziune pe care de obicei le mai prindeți prin butoane sau prin telecomandă. Veniți-vă la ziarele care mai apar. Nu prea mai vine poștașul pentru ziar, dar găsim pe internet. Și mulți oameni conectați la internet. Care sunt mesajele pe care le primim? Ce hrană oferă aceste variante de informare? Critica este prezentă permanent, incriminarea și înjosirea și neseriozitatea. Totul este dus la cote de ultimă speță, ceea ce se făcea în vremea copilăriei mele pe șans, acum se face, se știe toată lumea, aceleași manifestări așa de ultimă țață, le fac oameni care primesc foarte mulți bani. Acum discutăm despre coala cea mare de sâmbătă. Ce ziceți? Pot oamenii să facă o diferență dacă urmăresc mesajele noastre? Sau că vine cine vizitează? Pot să facă o diferență între ceea ce îi hrănește din alte surse și ceea ce îi hrănește din sursa noastră? Poți suntem la o oră de educație a comunității. Ora de la 11 este o oră în care noi ne pregătim, ne armăm. Căutăm coordonatele cele bune ale mesajului nostru. Este foarte important și vreau să vă transmit cu toată seriozitatea. Importanța pe care trebuie să o dăm mesajului nostru creștin. Când noi punem boala, trebuie să avem o soluție bună pentru alimentarea, pentru hrănirea celor care așteaptă cu blidul gol. Nu ne putem permite ca să punem buruie în sălbatice. În momentul în care prezbiterul vine și spune ești responsabil cu ora de peste 2 săptămâni, ne-a trebuit să ne gândim cu ce ne dotăm, ce vom studia, care sunt sursele pe care să le exploatăm, în așa fel încât în momentul acela, în momentul adevărului, noi să venim cu o evanghelie bună și hrănitoare pentru toți ceilalți. Nu ne putem
permitem să sacrificăm nici timpul și nici sufletele noastre pentru o hrană de două parale. Și să plecăm goi, obosiți de a căuta ore în șir ceva de calitate și să nu găsim. Și a treia subliniere. Omul lui Dumnezeu ajunge la Gilgal, era foame. Fiii prorocilor vin, probabil din respect pentru el și pentru autoritatea pe care o are, vin în fața lui, se așează la picioarele lui. Însă lor le era foame. Și Ezechiel, Elisei, spune, dați-le copiilor ăștia să mănânce. Nu-i sacrificați, nu? Nu-i întărătați la mânie. Și administratorul se duce, culege în haină niște curcubețe, le taie doar la cea mare, fierb, pune ciorba în blinduri și în momentul acela, moartea nu are. Atunci prorocul spune, ce problemă. Puneți aici. Ceea ce s-a întâmplat la urmă, mă conduce la ultima și la cea mai importantă concluzie. Singura hrană de calitate pe care trebuie să o folosim este aceea măcinată în grânarele cerului. Dragii mei, sunt tot felul de materiale la care avem acces. Ideea, probabil și lumea voastră, exploatează o mulțime de surse. Citeți să văd ce spune fratele Doilu, ce spune fratele Munteanu, ce spune fratele Teofil. Caut să văd care este părerea autorilor creștini. Studiez și cărți necreștine, de istorie, de geografie, ca să mă informez, să-mi creez o cultură generală. Însă toate acestea sunt puțin. Nu fac altceva decât să ne țină seceta și foamea. Ceea ce poate să ne hrănească cu adevărat, în sensul cel mai bun al Pământului, când noi deschidem Scriptura, ne pregătim ca să ne hrănim bine, cu hrană de sănătate, de calitate. Când Duhul lui Dumnezeu este invitat ca să ne ajute în hrănirea noastră, atunci creăm premisele unei sănătăți spirituale bune. Lucrul acesta este valabil pentru fiecare dintre noi. Și atunci când predicăm și atunci când noi ascultăm pâinea care vine de sus, pâinea lui Dumnezeu, cuvântul acesta este singurul care poate să păstreze sufletele noastre curate și biserica noastră curată. Vreau să închei cu un pasaj pe care l-am folosit săptămâna aceasta, pregătind un test pentru copilașii de la care se pregăteau pentru olimpiadă. Să vedem dacă găsesc. Cronice. A doua zi au pornit de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului. Încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Pasajul acesta reușește să facă cel puțin două lucruri. Cel puțin două lucruri. În primul rând, să îndrepte atenția vorbitorilor spre adevărata sursă. Adică cei care vorbesc
să nu se supraevalueze și să consideră că ei sunt sursa. Știți că se poate întâmpla lucrul acesta? Fratele pastor este autoritate. Nu este. Să nu uitați. Este o singură autoritate. Când citesc pasajul acesta, mi-amintesc încă o dată că nu eu sunt sursa. Că sursa este Domnul. Încredeți-vă în prorocii Lui. Cine sunt prorocii Lui? Eu? Sau careva dintre dumneavoastră? Că noi putem să ne elijăm un proroc. Aici este prus. Și al doilea lucru care se întâmplă, se întâmplă la nivelul nostru al ascultătorilor. Când citesc pasajul acesta, identific ușor unde este sursa. Și nu risc să fiu ispitit să caute în altă parte. Rugămintea mea către Dumnezeu este să ne dea înțelepciune tuturor. Ca să știm să facem diferența între hrana sănătoasă și hrana care poate să producă moarte spirituală. Iar atunci când avem posibilitatea să ne dotăm, să ne hrănim cu hrană bună și să ne pregătim ca să putem să oferim și ceva la alții. Amin. Să fie de la tine. Rămân cu noi în această sală și nu mai trebuie să fie lucrat.